de a coordona deschiderea celei de-a șasea ediții a conferinței de comunicări științifice CICER. Înainte de a da cuvântul onoratului prezidiu, se va intona imnul de stat al comunicării. Învățăm,
din cei 100 de ani de la Marea Unire, dar privind spre viitor, cu încredere și încercând să generăm excelență. Și sper că și reușim. Pornind de la acest reper, conferința ICEM are trei secțiuni mari, cea de cercetare și dezvoltare, concursul de programare de 24 de ore și secțiunea de talks. Voi da în continuare cuvântul domnul director al Universității Tehnice Cluj-Napoca, Moca, profesor universitar, doctor inginer Vasile Țopa. Bună dimineața tuturor! Dragi colegi, dragi studenți, post-studenți și viitor studenți. Și anul trecut ne-am calificat să particip la deschidere. Și din motiv de obiective, în ultimul moment, am fost nevoit să amân venirea mea la acest eveniment. Domnul director Pocitaș știe că mi-am schimbat complet programul pentru anul ăsta și anul acesta, acest eveniment. Și am să vă spun și de ce. Next Generation, spuneați voi. Voi, cei care sunteți astăzi în cele școli, fie de universitate, fie la licee. Pentru voi, cred că orice efort care este făcut de colegii mei, care didactice, este prea puțin. Pentru că trăim într-o lume în care tehnologia se schimbă cu o viteză uriașă. Probabil că de la Cluj până aici, venind la Baia Mare, s-au mai inventat alte tool-uri în lume. Și voi sunteți, de fapt, voi mă refer, studenții și elevii, sunteți părtași acestui fenomen. Sigur că am discutat înainte de a intra aici în sală cu colegii mei și am felicitat pentru această inițiativă. Dar am constatat de fapt un lucru. Această perfectă îmbinare între ceea ce înseamnă învățământul universitar, dar și faptul că ați adus tinerii din școli, aici, în universitate, cu un delta X înainte. Acest delta X înainte, înainte de momentul deciziei care există în universități, înseamnă foarte mult. Pentru că vă familiarizați cu ceea ce înseamnă, de fapt, o instituție de învățământ superior. Dar să vă spun că de la cuvinte legate de tehnologie și, sigur, de Comunitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Vreau să vă spun, comunitatea noastră este, probabil, asta o spun din modestie, una din cele mai bine ancorate în această zonă a tehnologiilor. Vreau să știți, comunitatea noastră a elaborat cadrul strategic național de inteligență artificială. Vreau să vă spun că universitatea noastră este singura universitate din România, scuzați, care este angajată în două Digital Innovation Hub, Transilvania și respectiv Digital Innovation Hub for Society. Este o universitate care face parte din Alianța Europeană de Universități, European Technology, o alianță formată din 8 instituții europene, care vă va oferi dumneavoastră, studenților de azi și a celor de mâine, șansa de a studia în aceste 8 universități europene, dar nu numai această șansă, ci veți avea șansa de a avea o diplomă unanim recunoscută în aceste țări. Și îi amintesc. Franța, Germania, Italia, Irlanda, Spania, Bulgaria și Letonia. Pardon, și Cipru. În consecință, în acest moment, toată Europa este într-o efervescență majoră. Eu nu trăiesc speranța că aceste alianțe, ori actual sunt 50 de alianțe europene de universități, reprezintă viitorul. Sunt absolut sigur că sunt. Sunt absolut sigur că peste 10-20 de ani, aceste alianțe de universități vor reprezenta nucleul, repet, al dezvoltării academice și științifice.
Și în ultimul rând, vreau să spun că în 19 septembrie am semnat că contractul de execuție și de proiectare a celui mai mare institut de cercetare în inteligență artificială. Este o investiție de 30 de milioane de euro, care vă asigur că va reprezenta un pol de excelență, nu numai în România, ci în Europa de Est. Toate aceste lucruri sunt pentru voi, stimați studenți și universitate didactice, și a viitorilor studenți. Nu vreau să monopolizez această deschidere, pentru că sunt sigur că așteptați să prezentați rezultatele, iar noi, la rândul nostru, așteptăm să vedem ce ați făcut dumneavoastră. Am înțeles că am înțeles cu organizatorii că au pregătit mai multe premii, eu nu le știu, în ce constau, dar și au să anunț, veniți spre cum m-am tot gândit ce aș putea eu oferi tinerilor Next Generation. Și vreau să spun că nici colegii mei nu știu. Am luat decizia ca să cumpărim la fiecare secțiune. Cea mai bună lucrare specifică la nivel de studenți, un premiu. Cea mai bună lucrare la nivel de elevi. Și cea mai bună echipă de programatori. În cât o fi formați. Iar premiul costă într-un abonament la Antoldu de anul viitor. Pentru că ne dorim ca tinerii noștri,
În primul rând, să le oferim loc în Maramure și unde să se întoarcă. De aceea avem toate proiectele de infrastructură, proiectele din educație, proiectele din sănătate, pentru că avem o zonă extraordinar de frumoasă, din punct de vedere cea mai frumoasă din România și cu siguranță una dintre cele mai frumoase din lume. Iar voi sunteți cel mai important lucru pentru noi. Tinerii noștri, copiii noștri, voi reprezentați viitorul județului Maramure, viitorul României, așa că vom fi un partener de nădejde, egal, vă vom tratata cu respect și vom sta alături de fiecare dată cum vom putea. Vă doresc mult succes în toate acțiunile care aveți organizate și aștept cu nerăbdare să vedem câștigătorii. O zi frumoasă! Și acum am onoarea să invit la microfon pe următorul invitat. Invitat care am început anul trecut o colaborare legată de mediul preuniversitar și nu numai cu el, și cu ceilalți colegi din Inspectoratul Școlar Județean, domnul profesor Mihai Pop, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Maramureș. Bună ziua, dragile, dragi studenți, onorat prezidiu, respectați domnul profesor, mă bucur că sunt aici și mă bucur că învățământul universitar a creat legătura și în județul Maramureș cu învățământul universitar. Am spus da atunci când domnul profesor Salo mi-a provocat să fim parteneri în acest proiect, pentru că noi, profesorii din învățământul Universitar Maramureșan, știm că este nevoie ca elevii noștri să devină studenții noștri și să rămână cât se poate de mulți în județul Maramureș, pentru că este nevoie să învățați aici, pentru că știm cu toții că învățământul și Universitar și Universitar din Maramureș este mult de calitate și doar învățând aici puteți să cunoașteți încă de la început nevoia pe care acest județ o are și apoi prin educație, prin munca pe care o faceți în universitate să puteți să contribuiți și să ajutați la dezvoltarea acestei comunități care ne este tuturor atât de dragă. Sperăm să nu ne oprim la acest proiect, sperăm să veniți și dumneavoastră parte în consorțiul dual pe care județul Maramureș îl construiește, l-a proiectat și construiește pentru județul Maramureș, să putem să creăm legătura între mediul preuniversitar, tehnologic și Universitatea de Nord, cel de Universitatea de Nord Baia Mare, ca astfel să putem să contribuim la dezvoltarea economică a acestui județ. Eu vă mulțumesc și vă îndemn, deja am îndemnat toți elevii din județ să vină, să participă la acest proiect, proiecte cât mai bune și mai de utilitate. Vă mulțumesc! Într-un ranking a cercetătorilor din întreaga lume. Domnul Prorector, profesor universitar, doctor Pop. Mulțumesc foarte mult pentru introducere.
salut până doamnelor, bună ziua domnilor, distinsă domnule rector, distinși invitați, distinși colegi, dragi studenți, dragi elevi. Îmi face o plăcere deosebită să vă urez bine ați venit la cea de-a șasea ediție a Conferinței Internaționale de Comunicări ale Studenților, intitulată X-Gen. Aș vrea în primul rând să salut prezența la acest eveniment a domnului rector, știind foarte bine programul deosebit de încărcat și eforturile pe care le-a făcut pentru a participa alături de dumneavoastră la această deschidere. Dar acest lucru știu că îl face știind că prioritatea sau una dintre prioritățile dânsului sunteți dumneavoastră, dar dragi studenți. Dumneavoastră, datorită dumneavoastră, există universitățile. Datorită dumneavoastră, noi putem să pregătim noile generații, iar dumneavoastră, într-adevăr, veți avea șansa să modelați și să construiți viitorul. De asemenea, mă bucură foarte mult prezența domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, prezența domnului inspector general al județului Maramureș și, de asemenea, o prezență consistentă a mediului de afaceri. Deoarece în această construcție pe care dorim să o facem, cea mai bună combinație este în momentul în care universitățile dialoguează cu sistemul de învățământ preuniversitar, cu mediul de afaceri și, din punctul meu de vedere, ar trebui o susținere mult mai consistentă al instituțiilor publice în acest demers. Încă de la primele conferințe organizate în cadrul liceului, obiectivele noastre au fost foarte clar delimitate și conturate. Ceea ce ne-am dorit foarte mult a fost să stimulăm pregătirea de calitate a studenților și a elevilor. De asemenea, să stimulăm spiritul de competiție local, național și de genul internațional. Am dorit foarte mult să vă dezvoltați abilitățile de comunicare și de ce nu și de leadership. Bineînțeles, domnul rector de obicei obișnuiește să ne surprindă, mă bucură foarte mult, premiile sunt deosebit de atractive, cred că competiția va fi mai interesantă datorită acestor premii, dar colegii mei vor avea de asemenea o muncă foarte dificilă de a selecta cei mai meritoși studenți și elevi care vor prezenta diverse idei și domenii de interes pentru dânsii. Aș dori să le mulțumesc și colegilor care s-au implicat și în cadrul organizării acestui eveniment și cadrelor didactice care participă la această deschidere și, bineînțeles, așa cum ne-a obișnuit, domnul profesor Peter Dan Cădin, care a fost rectorul universității noastre, prorector coordonator al Centrului Universitar Nord Baia Mare, s-a pensionat de 8 ani, dar ne onorează cu prezența la fiecare eveniment și întotdeauna le așteptăm cu drag. Cred că și timpul vă permite acum mai mult, domnul prorector. Da. Mulțumim foarte mult pentru participare. Această conferință a fost inclusiv în perioada COVID organizată. În acea perioadă am organizat online. Mi-aduc foarte bine aminte, deoarece atunci a fost mai simplu, domnul rector, bineînțeles, a participat. Iar la acea dată știu că a participat și domnul ministru al educației, domnul Sorin Câmpian. Dacă la început ne-am focusat mai mult pe domeniul informatică, în timp această conferință a crescut natural și foarte bine. În momentul de față, practic, avem acoperite mai multe domenii, iar de anul trecut organizăm sesiuni și pentru elevi. Deoarece ne interesează foarte mult acest lucru și sper că după expunerea domnului rector lua cea mai bună decizie la momentul în care veți termina studiile să vă alăturați studenților Universității Tehnice Cluj-Napoca. Noi vă așteptăm cu drag.
Legat de sfaturi, aș dori doar să spun atât studenților cât și elevilor să aibă încredere deplină în potențialul lor. Aș dori de asemenea să, în competențele pe care le aveți. Iar pentru studenți, spunem și domnul rector că suntem parte din consorțiul EUT+, Consorțiul Universităților Europene Tehnice, vă îndemn să folosiți acest prilej, să faceți cât mai multe mobilități, deoarece aceste mobilități vă vor deschide poate noi orizonturi. Bineînțeles, în final, aș dori să-i mulțumesc lui Cosmin pentru organizarea acestui eveniment, pentru munca depusă, colegilor care l-au ajutat, atât cadre didactice, cât și studenți, și un rol foarte important l-a avut de asemenea colegul nostru, Adrian Petrovan. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes și toate cele bune! Mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate și invit la microfon pe doamna conferențiar Universitatea Dr. Monica Marian, decanul Facultății de Științe și Universității Tehnice și Șalova. Sfinte domnule rector, onorați invitați, dragi tineri, tineri care sunt studenți, tineri care vor fi studenți, în calitate de decan de la Facultatea de Științe, vă adresez un cald bun venit și mă bucur că sunteți aici, pentru că principala noastră preocupare sunteți voi. Voi care trebuie să vă realizați visurile cu care ați venit, să le puneți într-o formă cât mai apropiată de ceea ce societatea și lumea în care trăim o cere. Eu cred că, și sper că nu sunteți dezamăgiți că sunteți aici, și e un loc al discuțiilor și al întâlnirilor fericite. Întâlniri fericite între voi, pentru că în competiție fiecare își poate pune în valoare mai bine potențialul său, dar și în colaborare. Competiția și colaborarea sunt două mecanisme necesare și care nu trebuie să substituie pe cealaltă. Trebuie să fiți și în competiție și să colaborați între voi și de asta IJEN, noua generație, scoate în evidență o altă valență, cea a transdisciplinarității. Dacă au început lucrările genului cu domeniul informatică, astăzi suntem într-o paletă mult mai largă de specializări și următorul pas va fi de colaborare între specializări, de a sublinia interferențele care sunt necesare în lumea în care trăim. Interferențe pentru că nici o formare nu se mai poate limita la un singur domeniu. Tot trebuie să știm și să avem noțiuni, elemente, capacitatea de a acționa și în alte domenii decât cel strict în care că ne-am putea limita, dar nu e așa. Trebuie să avem o deschidere mult mai mare și primii pași s-au făcut, iar acum urmăm cu ceilalți mult mai mare deschidere și mult mai avansați. Aș dori să nu fac o excepție de la ceea ce fac de obicei și să vă spun că puteți fi ca și plantele. Plantele pare bizar că le vedem ca niște ființe inerte, dar nu sunt așa. Plantele rafinează din materii foarte simple și din lumină lucruri foarte complicate, substanțe foarte complicate, hrana noastră, oxigenul pe care îl respirăm, natura în care trăim. Fiți ca plantele. Rafinați și voi lumina cunoașterii, rafinați materiile simple în lucruri elaborate. Și asta o să vă dea și satisfacție și o să vă ducă mai departe. În afară de sănătate, să știți că cunoștințele sunt lucruri care nu se poate lua de la voi. Sănătatea și înțelepciunea, cunoștințele, sunt cele mai importante daruri pe care le puteți avea. Vă doresc succes, vă doresc să fiți cu toții câștigători, pentru că toți veți fi câștigători într-un fel sau în altul și prin asta să mergeți mai departe.
mulțumim, domnule Becan, pentru frumoasele cuvinte adresate. Iar acum am bucuria de a-l invita pe lector universitar, doctor inginer Adrian Petrovan, organizator al acestui eveniment, o persoană care în toată această perioadă a organizării a fost alături de mine de dimineața până seara și a făcut posibil organizarea acestui eveniment. Sunt și alții fără de care acest lucru nu ar fi fost posibil, dar la momentul Adrian Petrovan. Dragi colegi, în principiu, dragi colegi din sală, stimați studenți, la a șasea organizare alături de Cosmin a acestui eveniment, fiecare an găsim soluții mai bune pe care să le adoptăm în vederea organizării acestui eveniment. Sper că acest an a fost mai bun decât celelalte ediții din perspectiva organizării. Aș vrea să cred că v-ați familiarizat cu platformele de înscriere și de promovare a acestui eveniment. Încercăm să perpetuăm cumva efortul nostru din acest an și în edițiile viitoare, astfel încât să nu creăm prea multe schimbări. Și acum câteva elemente organizatorice pentru voi, dragi elevi și studenți. Ne-am organizat secțiunile în trei săli. Aceste săli sunt organizate sau localizate în acest spațiu al universității, aula universitară și două amfiteatre, a 1 și a 2. Pentru detalii, o să vă rog să verificați pagina evenimentului. Acolo veți găsi toate informațiile de planificare a susținerilor pe secțiuni. Aș avea rugămintea să veniți cu ceva vreme înainte sau cel puțin să fiți prezenți la demararea fiecărei secțiuni pentru a putea organiza cumva și partea de înregistrare în cadrul secțiunii. Diplome de participare vom acorda în format electronic, doar celor care vor participa. Vom face efortul în continuare ca lucrările dumneavoastră să fie prezentate în timp real pe atât pe Facebook, cât și pe canalul de YouTube al evenimentului. Este o reclamă pe care o facem și pe care o faceți în egală măsură. Aș vrea să mă adresez acum candidaților la concursul de programare. Acesta va începe mâine, începând cu ora 10. Va dura 24 de ore, timpul în care va trebui să rezolvați o problemă grea, de actualitate, din domeniul inteligenței artificiale. Sper să reușiți să dobândiți toate cunoștințele necesare în acest interval de timp, ca să puteți duce la bun sfârșit sarcina propusă. Și din perspectiva organizatorică, cred că s-au spus cam toate elementele. Așteptăm cu curiozitate lucrările dumneavoastră. Cei care sunt programați în această sală, îi rugăm să rămână aici.
și ceilalți, în egală măsură, sunteți invitați să participați, dacă nu sunteți planificați în alte țări, să audiați lucrările planificate din secțiunea Computer Science în această sală. Vă mulțumesc! Doar să vă dați seama, în timp ce vorbea, domnul Petrovan încerca să rezolve și o problemă tehnică. Undeva din spate nu s-a mai transmis pe ecran, motiv pentru care el încerca în timp ce vorbea să rezolve și de aici. Cam așa s-a întâmplat în timp. Încercam să gestionăm fiecare element. Poate uneori nu ne este 100%, dar cu certitudine încercăm să ne apropiem cât mai mult de perfecțiune, chiar dacă de parte. Și pentru a nu omite pe prea mult, chiar l-am notat aici pe foaie, că aș dori să adresez mulțumiri organizatorilor, ceea ce înseamnă Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, domnul rector, profesor universitar, doctor inginer Vasile de Tepa, domnul prorector, profesor universitar, doctor Pop Petrica, membrilor comitetelor științifice pentru fiecare din secțiuni, iar în acest an, pentru prima dată, pentru secțiunile de elevi, sunt prezenți și cadrul universitar, preuniversitar, încercând în acest fel să îmbinăm lucrurile cât mai bine. Inspectoratul Școlar Maramureș, cu care am încheiat un parteneriat pentru secțiunea UFO, așa cum se numește ea, pentru zona preuniversitară, și am zis așa pentru că, din perspectiva noastră, sunteți niște nave spațiale neidentificate, dar care își caută drumul și țelul și vor deveni un nume. Ca să știți de ce secțiunea pentru preuniversitar este UFO. Partenerilor noștri, Brutăria Baia Sprie, care a fost alături de noi de la prima ediție și până acum ne-a susținut de fiecare dată. Revolution Residence. Da, putem să-i aplaudăm, da, va putea. Revolution Residence. Optidora. Select Soul. Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Dispensify. Asociația Turnul Ștefan. Maramureș Business Club. România Business Leaders. Asociația Întreprinzătorilor Maramureș. După cum vă puteți da seama, acești parteneri ai noștri îmbină zona academică, ca și organizatori, partea de educație preuniversitară, mediul de afaceri și inclusiv ONG-urile. Aș dori să mulțumesc astăzi inclusiv presei pentru participarea la acest eveniment și promovarea conferinței XGEN și nu în ultimul rând. Și am să vă rog aplauze din partea voastră a tuturor, pentru că eu singur nu reușesc să-i aplaud atât cât merită. Pentru voluntarii noștri, pe care rog să se ridice în picioare ca să-i vedeți. Nu sunt toți aici, o parte sunt în spate, o parte sunt în alte sări. Să știți că au fost alături de noi zi de zi și
au muncit la organizarea acestei evenimente. Le mulțumesc încă o dată. Acestea fiind spuse, declar deschise lucrările celei de-a 6-a ediții a conferinței XGen. Succes!